Salutare! Am aici un panou din lemn de agut, făcut prin încleiere, da, din lamele continue. Așa, și așa arată dat cu ulei de in, într-un singur strat. Da, e destul de proaspăt dat și are un aspect mai lucios. Ce vreau să zic, când dați cu ulei de in, lăsați câteva minute să se absoarbă și apoi ștergeți foarte bine pentru a elimina excesul, altfel se va crea o peliculă lipicioasă. Da, am luat câteva cleme din acestea zilele trecute, da, sunt de 40 de cm, cam limitate, sunt cele mai ieftine, au fost undeva la 16 lei bucata. Și acum să vă arăt cam din ce am creat acest panou și o să mai fac câteva pentru că doar cu unul nu am ce face. Cam acesta este lemnul din care voi face panourile. Da, sunt bucăți de lemn de margine și chiar și scândura care ar fi vrut să fie bună. Nu e chiar bună, e curbată, e tăiată strâmb. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, aici văd că pare dreaptă, dar vă asigur că e cu mari probleme. Da, trebuie să eliminate foarte multe zone afectate. Da. Și din această cauză nu am cum să-l folosesc decât și culițe mici îmbinate în panouri. Da, astea vă dați seama că nu am cum să le folosesc în alt mod, bineînțeles, decât la foc. Dar e păcat, e un lemn vechi de 30 de ani, cel puțin așa mi-a spus cel de la care l-am primit. Și să vedem ce putem face.
am, astea sunt bucățile pe care le-am obținut. Nu sunt prea multe. Astea nu pot să le folosesc pentru că sunt afectate de un putregai. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar e ceva galben aici. Așa. Și densitatea lor s-a redus foarte mult. Mă gândesc că sunt slabe. Cam astea sunt resturile. Bineînțeles, nu includ rumegușul și talașul, dar și alea sunt o cantitate destul de importantă. Bun, din unele din astea aș mai putea să scot câte ceva, cum ar fi asta, dar să vedem ce o să pot face. Da, o să revin cu încleiatul. O să mă duc acum să le trag la grosime. Da, circularul meu taie cam grosier pentru că pânza e de tăieturi rapide și dacă le-aș încleia așa, ar rămâne spații între ele. Da, mă duc imediat să le trag la grosime și revin cu încleiatul. Am pregătit aici șipculițele. Mi-au rămas câteva pentru alt pe panou, da? Fac panou cam de 20 de centimetri și pentru a-l putea trece din nou prin abric. O să folosesc acest tip de adeziv. Ăsta zice că e pentru parchet, dar lipește foarte bine și l-am testat. Am încercat să văd rezistența și a fost ok. Da, o să dau fiecare scândurică cu adeziv. Dop. Așa. O să elimin bucata asta mai uscată de aici. Pe ultimul nu o să-l mai dau. Atindem bine. E toată suprafața. S-a oprit camera, că a rămas fără memorie, am șters ceva din ce aveam pe acolo. Dar am ajuns la ultima șipcă. O pun și pe asta și o să pun plemele. Nu o să le strâng de tot, pentru a putea alinia cât de cât la un capăt. Așa, încerc să aliniez un pic și scândurile la nivel pentru a elimina cât mai puțin, da, la grosime când o să le trag. Voi folosi o cremă și aici,
nu știu dacă o să folosesc capătul ăsta, dar în cazul în care îl voi folosi să fie bine prins și ăsta. Da. Cât de cât ok, până aici. Și o să mai aduc o clemă să o pun aici. Aici mi se pare distanța cam mare. Cam așa arată panoul încleiat. Da? Zic eu că e suficient de bine strâns. Adezivul a apărut peste tot. Da, aici e un punct unde nu a apărut, dar m-am uitat și pe partea cealaltă. Da, acum trebuie să aștept să se usuce. Și o să închid video aici, pentru că încă nu știu ce o să fac din aceste panouri. Oricum o să revin cu un video și cu un produs finit, cu astfel de panouri. Dar dacă aveți sugestii, puteți să le lăsați în comentarii. Și mulțumesc de vizionare! O zi bună! Atenție când folosiți uleiul de in, îl lăsați câteva minute să intre cât mai bine în fibra lemnului și apoi trebuie șters excesul, pentru că altfel creează o peliculă lipicioasă. Da. Deci, cam asta e. Și cam atât o să fie și filmulețul de astăzi. Mulțumesc!